ロットの戦闘力はいくつですか？8000以上だ。Golden weapons are too powerful for you to behold. Your survival chance is zero. Kneel and offer your life to me. Bun, înapoi. Vedeți că deja am rupt totul numai. Speedrun direct. Da, n-am armenul care am rachete. Un atac pe ăștia, am bombardat cu rachete. Op, op, op. Mă gândesc că asta că e stone, dar room. Am văzut că au și ei rachete din astea. De astea, mă, de astea. Flying bomb. Nu rachete din astea. Nu rachete. Bombe care zboară. Bombe aeriene, aeriene. Deci da, da. Poate vă chem cu data, dar e dimineața și abia m-am trezit liber. De câteva zile nu m-am jucat. O să atac frumos, o să da, nebunim. Fac frumos. Asta o să rămână fie bun. Deci, am aflat, deci, armata lui e mai puternică ca mea. El, vedeți aici, chiar rangare, lang 2, câte putere ținge și 1. Și chiar rang, infanterie de nivelul 15. Eu am mai mulți soldați, mai multă armată, mai număr mare, dar el are level mai mare și de aici e mai puternic. Armata lui, că sunt pe locul lui, eu pe numărul locul 1 și acum mi-am dat seama. E mare și peste tot din astea. Eu nu prea am, eu mai sunt economic și chestii, dacă resurse îmi bat. Ca resurse în 2009, nicio șansă. Nu știu cum arată Constantine, dar cum e în română. Ok, pentru un moment hai să mă duc în nord. Da, încă pus niște termini până la 904, nu mai știu de vorbesc. Am cucerit Durcea de nouă chestii. E pornit război, dar eu un termin. Bineînțeles. Cum să nu? Cam ititel, nu o lasă. A trebuit să-i trimit un număr mai mare pe ăștia. Să atache și chestii. Da, meta, mecanizat. Level 3, chestii nebunii. Vom face un anti-tank. Asta e pentru un moment. O, da? E bun. Așa. I-am trimis frumos chestii. Aici, add the target. I-ai trimis undeva, apoi poți să-i trimis altundeva. După ce termină task-ul ăla, atac-ul ăla, misiunea aia, închep alt automat. O oară la rând, înțelegeți voi oricum. Cum să pare vouă? Treaba asta. Bine, ce mai stăm? Așa. Iar apoi... Hop! Așa, după ce termin pe astea, că altfel ataca drept pe mare. Mergea. Așa că... Da, dar... Sunt de legi.
Când ajung astea până așa... O să mai trag ceva timp. În două ore. Că ajunge repede, că iese pe din ăla. Și este la fel. Racheta tirării. Este la secrete mai eficient, zicam. Cel puțin ar trebui să fie. Bun. Atacăm, atacăm. Fără număr. Nu mai fac avioane. Mă concentrez pe... Ai mecanizare. O atac în felul acesta. O, bun. Abia aștept să fac astea. Deja fac oare câte nivelul 2. Aș putea să fac și arme nucleare. Bombe nucleare, dar... m-am trebuit să le dau pe astea. Să le fac pe astea și apoi bang. Asta se crede numai pentru avioane. Anti-air. Anti-air are very fashion of in-air airplanes. Yeah, that's not a rain, but I don't know. Aici zic că sunt folosite pentru a distruge avioane sau nu. Bombe nucleare înainte să se dea. Ca apărare. Un fel de antibalistă. În ziua de azi. Cred că astea sunt antibalistele originale. Tradiționale. Deci da. Și asta o să se mută. Asta un range mult mai mare de atac. Ce-mi place. Trebuie neapărat să vedeți animația. Cum se ridică op, și apoi cade jos. E foarte mișto. Pentru moment așa. Mă cam plisicesc cu sine așa. Dar te zod araste. N-avem ce să facem. Spania, ai? Pe spanioli iasem în treaba prietenasului meu. Noroc că este ieșit toți ăștia, nu știu, sunt singuri din loc. Nu știu dacă v-am pus atunci sau nu. Asta e. Ah, mi-au le declarat război ăștia. N-are nimic, că când se iasă... N-au nicio asemnă, lasă să vină astea să-mi declare război, dacă o vor. Că de-aia nu mai pot eu. Bang, bang. Bun. Așa. Iar apoi așa. Vedem noi mai târziu, nu știu, o să fie suficient să știam. Așa că... Așa s-a degeaba foarte bine. Mă bucur. Îmi permite la fel. La fel. Iar apoi așa. Că sunt prea mulți, au și ăștia level, noi nu suntem singuri care au level mult. Care dau upgrade și ei la armată, chestii. Bun. În câteva zile am cucerit multe chestii. Deci, iară, da. Îmi place că dacă fac mult de research, se schimbă astea, vedeți? Cum arată acum și cum arată aici. Sau nu, la tancuri, de fapt, era. Vedeți? Bun, vedeți? Cum arată. Și artileria, la fel. Și ăștia, se schimbă grafica, modelul lor.
Vezi cum arată asta. Și tancurile toate se schimbă. Mișto. Am mai făcut antier că nu se știe. A vine astea cu avioane, chestii. You may never know. E bun. Deci cu tankuri cu toate astea. Cam asta a fost. Putem să avem o opțiune unde putem să rețear, să terminăm jocul, că noi doi mai suntem în joc. Da, n-am ales-o. Vrem să terminăm frumos jocul, bineînțeles. Și dacă e mâine, dacă termin, o să pare că finalul se aia cam a fost. Și am terminat. Ok. Bun. Vezi aici, da? Tehnică Trângrain, provincia de capturate, 399 de provincii, unități distruse, unități mulți distruse, am distrus atâta. Ok, Animals Production, numărul 1, nume. Asta nu mă interesează, am terminat, vedeți că s-a terminat. Am început a doua zi, următoarea zi, adică, și de-aia s-a terminat, vezi cum eram, nu? Era, vedeți, nu? Pentru că astea eu se dau oricum, cred că câștigam cu greu, dar da. Deși, dacă mă declar o război, toate astea. Da. Oricum. Echipa morții câștigă. La revedere, namaste!